Salutare tuturor, eu sunt Magica Pan ca întotdeauna și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. Astăzi îl avem alături de noi pe Catudor. Salut, salut, băi prieteni. Deci, ce faceți, mă băieți? Ia spune, Tudor. Inițial am vrut să zic eu chestia asta. Salutare, eu sunt Magic Weapon și bine v-am găsit. Ți-am luat-o înainte, din păcate. Ideea este că, fraților, dacă nu vedeți niciun facecam episodul ăsta, pentru că e destul dubios să nu vedeți facecam, înseamnă că chiar sunt mort în momentul ăsta și nu pot să vă arăt facecam-ul. Ai luat-o pe la Diamond, pe acolo, nu? Pe la Gold, am zis, da? Dar nu știu cum le-ai reținut Diamond. Că ți-am zis Gold. Nu, las că te bine. Am luat sabie, am luat niște boost de iron. Ideea e că pe mapa asta sunt numai tier 2-uri. Hai că eu știu drumul, o să vin acum. Hai că am luat armură ca lumea, rău, gen full iron aproape. Te văd, nu? Nu ești ăsta. Nu. A, te-ai dus înăuntru acolo, nu? În tunel. Te-am văzut, vină după mine. Că m-am oprit, gen, și mă duc puțin în față să văd dacă e vreun chest. Bă, fraților, și dacă vă place acest episod, nu uitați de like, mă motivează enorm de mult să continui această serie. Efectiv, știți cum este Survival Games-ul, foarte important pentru mine. Și deja avem sabie de Diamond, Tudor. Nu te-ai luat după mine. Stai că te-am văzut. Pe unde n-ai bai luat-o? Că te văzusem la un moment dat. Vino călbat. Ți-l bat. Fugi în față și îl bat eu pe ăsta. Vino înapoi. Gata. Așa, stai așa. Ia asta. Deocamdată doar atât, dar zic că e ok pentru început. E bine. Avem sabie de diamond, doar să reușim să o craftăm. Ia un d-asta. Un d-asta. Am menționat de like, nu-i așa? Sper că da. Bă, parcă pentru ai zis, că, da. Pentru că este foarte like. Important pentru mine. Dacă putem să strângem 200 de like-uri la acest episod, vezi că e unul în spatele tău și vine și dă în tine. Am văzut și mai am doi. Get wrecked. Ai văzut? Am spus boost. Mamă, băiatule. Aoleo, săracul de el, mi-e milă deja. Stai să-mi fac cu cruce, păcat că n-am facecam în momentul ăsta. Hai să pun asta aici. Ia și tu pantalonii ăștia, că o să fie benefici pentru tine. Ia și chestplate-ul. Și suntem cam full așa. Ideea e că pe mapa asta sunt numai tier 2-uri, deci era și greu să ne facem full iron, îți dai seama. Bă, și asta e prima încercare. Mulțumesc lui Tudor că e online la ora asta să mă ajute. E ora 3 noaptea în România în momentul ăsta. Ziceai să te ajut la comentariu, dar văd că tu vorbești mai mult ca mine acum, tu mai vorbești. Bă, m-am întors și eu de afară. Sunt puțin amețit, știi cum zic. Adică, da. Bine, că eu când dau drumul la intro, nu mă joc, știi cum e? Deci fii atent că ăsta e match, e primul meu match după o pauză de 6 luni. Să nu iei astea. Nu. Ia și tu de-astea, mâncare. Gen, asta e momeala pentru ăștia. Uite pe aici că-s tier 2-uri, 100%. Wow, tier 1. No problem, ăsta e tier 2, diamant și ia vezi dacă-ți trebuie ceva de acolo. Deși nu cred. Și spray-ul? Nu. Na, nu-mi trebuie nimic. Uite încă un tier 2, încă niște săgeți. Câte săgeți ai? Niciuna n-am. Tu ai? Ia de aici. Ți-am dat un arc, parcă. Da, am arc. Încă un... Avem pentru două săbii de diamond. Hai să le facem. Nu m-aș duce la spawn încă. Vreau să mă duc la spawn cu multe săgeți, că... În general, pe mapa asta toată lumea e full, știi, și dacă avem săgeți, putem să-i speriem să fugă ca să putem crafta săbile. E un joc foarte tactic aici, cum să zic, adică la câtă experiență am în jocul ăsta, în Survival Games, mă joc de atâta timp și ideea e că totul ține de practică. Îți dai seama că totul ține de practică în aproape orice joc și... Deja eu încep să folosesc strategii ca să elimin practica altora. Că poate fi unul mai bun decât mine. Bine, asta vine de la CS, că înainte eram mai mort așa de fel. Bă, da, câte golden apple avem și noi.
Nu Eu mi-a am saturat 3 deja. și tu cred că ai 2. Două. E perfect, e echilibrat până acum, încă un tier 2, din păcate nimic. Mai merge F3-ul? Da, păi suntem pe 1-7, nu? Da, Vezi că-s 2 aici, în dreapta. Unul a murit, unul din ei a murit. Nu mâncăm. Hai să mergem să dăm cu sabia în el. Uite ai, iteme, am mai luat niște diamante. Bun, i-am mai dat bun. O săgeată. Nu mai da, că ne irosim. L-am nimerit. Bravo, hai că fuge. Fuge pe acolo, noi mergem la spawn să ne craftăm săbile de diamond. Da, am 7 diamante, băiatule. Îți faci și buți. Nu, am că după aia nu mai pot să-ți fac ție sabie. Da. Deși ar fi o chestie să facem o... Da, să fii tu mai stacat ca mine. Și îți dau o sabie de iron? Da, și îmi dai o sabie bun, de iron. Bun, hai, fă-mi cover puțin să pot crafta, te rog frumos. Da. Mamă, meci foarte frumos alături de Catodor. Nu uitați să treceți și pe la el pe canal. Ia uite cum vine, bulangiu. Am făcut 2 săbii de diamond deja. Ia de aici una. Ți-am dat. Bă, ce dă el? Mă duc să fac săgeți, mă poți acoperi încă puțin? Da. Gata, mă. A, hai că mă duc. Am. Mă duc să dau în el ca lumea. Stai că vrea să pună fenisei de ăsta șmecher. Mi-a pus. I-am pus și eu. Mănânc grapple. Și eu. Mănâncă. I-a mai dat o săgeată. Mamă. Mănâncă și el grapple. Vrea să mănânce, dar n-a apucat. Are hack. Ai grijă că are hack, nu te bate cu el ca lumea. Ei, bai, mă, că-l bat. Mor. Vezi că avea kill aura. Mănâncă grapple dacă mori. Nu, acum. Bă, tu știi ce mi-a dat? Mi-a luat vreo 8 inimi, mi le-a luat așa într-o secundă. L-am bătut. Nu, are, avea cod. Ai vreun diamant? Da. Dă-mi și mie unul. Uite, ți-l am dat aici. Bă, în spatele frate, tău. Da, bine, băi, deci cu Catudor aici e forță rău, nu știu cum să zic, adică batem și codații. Eu cred că muream aici de 1000 de ori dacă eram singur. E. Ai un gold. Ingot. Păi, ia și fă săgeți. Am și gold ingot. Dă-mi gold ingot, un... n-am. Nu pot să fac săgeți, din păcate. Îmi trebuie sticuri. Sticuri ai? Am 9. Ia. Păi dă-mi cu am. Ia și de astea. Ia și tu niște săgeți între timp, să ai, să dai acolo să spamezi. Am. Acum da, bun așa. Câte ai? Eu am un stack. Eu am 24. Îți trebuie ceva de iron? Eu sunt full. Nu, stai că le dau foc. Mamă, e bine mă, gata. Uite, i-am văzut pe ultimii doi. Da? De fapt, nu ultimii doi, dar dacă îi batem, mergem în DM. Vino după mine. Nu mă așteptam să iasă chiar așa din prima, dar... Da, mulțumim, Catudor. Iese, normal că iese. Cum păi e cu valoare aici. Pe barosăneală, frumos, cât de cât. Băgăm de alea, că mi-e dor de ele, sincer. Știi când ești în România și efectiv, cum să spun, pe termeni așa mai de gamer, da, sunt adică spamate chestiile alea. Sunt spamate, iar aici în Anglia, când nu scot un cuvânt în română, în mod normal. Dar erau pe aici ăștia doi, uite-i, sunt team. Știi ce am făcut noi? Ce-am făcut? Noi am aruncat căști de iron la asta și nu avem de chain. Bă, vezi că nu sunt nici măcar full iron, i-am dat o săgeată. Dă-le snipe ca lumea, încă una? Încă una. Hai mă. Ia că le dau în partea asta. Hai să mergem. Încă una! Bine mă, hai. Fuck! Mi-ai luat 3 inimi cu chestia aia. Hai mă să dăm în ei că scârpă. Să terminăm. L-am nimerit pe unul. Să terminăm cu ei. Și-a dat foc, cred. Și-a luat foc. Easy, pentru că ei sunt acum cârpă, știi? Și să nu-i lăsăm să facă full iron. Păi. Am bătut și hacker. Hai că eu vin acum spre tine. Unul mort și mai e încă unul care a apucat să fugă ceva mai mult, dar îl prind eu. Nu-i băi. Te văd. Ești în fața mea. Bravo mă, bine mă, Catodore. I-ai dat-o. I-am dat-o. Cum să nu-i o dau? Păi te așteptai la altceva. Acum suntem 2v1. Să sperăm că nu dăm de un hacker de ăla, că am mai pățit de o grămadă de ori. O să-i dau eu câteva bucăți la să bastu. Nu contează atâta timp cât unul din noi rămâne în viață, aia da, e important. Așa, aia e important, nu mă interesează atâta timp cât am ajuns în DM și am făcut niște kill-uri. Eu am făcut 4 kill-uri. Tu ai făcut ceva? Slash debug. Debug? Da, slash debug scrie. Am un kill, e bine.
Am avut 15 kill-uri cele mai multe într-un match. 15? Da. Iar staturile Am mele văzut sunt asta. 728 de win-uri din 2701. Toate win-urile mele. Cu tot cu cele dinainte, frumos. Oricum, tu ai experiență, frate, în MCG și nu bine, că m-am jucat destul de mult, ce-i drept. Am văzut, măi. Problema mea e că odată ce mă apuc de un joc, și am mai zis-o de multe ori, mă apuc ca lumea de el. Așa și trebuie. Team noob. Da. Mie milă de el, sincer, că care am pățit și eu să dau de teamuri. Păi da, e DM, mă. Îi dau cu săgezi, ajunge la mine, mai are atât de puține inimi. Bă, mă bate! Stai că vin. Ce pula mea mi-a dat așa? Mă bate. Nu te bate că-l. Nu-i da! Aoleu, dacă îi mai dădeai un hit și ajungea la mine, mă bătea. I-am dat-o așa perversă la spate. Bă, dar ce dă, mă, lumea așa în halul ăsta? Efectiv, mi-a dat ăla de mazulie. Ce-ai făcut, mă? Da? Bă, făceam și noi un DM corespunzător frumos. Ce dragi, că mi-o dai de merg în mâini, nici mă. Mă, nici chiar așa, dar măcar să ne distrăm, gen. Păi cam asta a fost și cu acest match, fraților, un match foarte rapid pe o mapă pe care în general meciurile durează mai mult și am fost alături de Catudor, mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mai pentru ce? Și nu uitați de like, share și ne vedem data viitoare. Baftă! Ciao, prieteni!